It's so good to see Dan Puric here in London too. Am fost înșantată, încântată de program, de regie, de tot. Magic, magic, sunt foarte buni. I'm so here to see him with such an amazing cast. I thought it was absolutely superb. I thought the choreography was amazing and the routines, even though there weren't words, it really didn't matter at all. No, it was superb. Incredibil, minunat. Dovedește că România are ceva care nu există oriunde. Dass die Rumänen uns hier zeigen, dass sie etwas haben, was wir nicht haben. Dafür möchte ich der Truppe sagen, sehr vielen Dank. Das war sehr wichtig für uns. That was great. That was really amazing. And the quality of performance is quite amazing. These people, I don't know them. I don't know where they are. I mean, they're from Romania, aren't they? But I've never heard of them, and that was brilliant. I wish that many, many people could see this show. This is a great show. Dan Puric, c'est un phénomène tout à fait à part, parce qu'il a une énergie, une intensité, une conviction qui est tout à fait, qui dépasse tous les genres. C'est-à-dire que à la fois il est chorégraphe, à la fois il est metteur en scène, à la fois il incarne son rôle d'une manière tellement profonde, en même temps ludique, mais en même temps d'une manière très intense. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Pues tengo que reconocer que el director ha sabido darle un toque genial para poder llevar un hilo conductor a través de toda la obra del Quijote y mezclándolo con aspectos más modernistas. Y verdaderamente tengo que felicitaros porque ha sido una obra para mí extraordinaria. Die Kombination von Pantomime mit diesen Bildern, der Musik, dem Geschichten erzählen, der Philosophie, die dahinter ist, ist so ein außergewöhnliches Kunstwerk, wie ich es in dieser Form noch nie gesehen habe. Nu am simțit regretul că nu mai sunt cetățean român până în seara aceasta. Vraiment un compliment parce que y a rien à redire, c'est fantastique. J'ai adoré, c'était génial, genius and vraiment extraordinary. These kind of people are very rare. Always been maybe and are even more rare today in this cold world. I think he's a genius, this Dan Puric. Românii au ceva, sau mai exact pe cineva, care nu există în altă parte. Mișcările, unicitatea maestrului Dan Puric, genialitatea și trăirea, nu? Maestre, astea nu ies la pensie. Picioarele acestea nu vor ieși la pensie. Da. Nu știu de ce, mi-am adus aminte acum de biata mama, Dumnezeu să o odihnească. Era cu mine și bea cafea de dimineață și că mama, am auzit la radio că faci tu o chestie care numește pantomimă. Cum e aia? Și eu, cum să spun, știi cum e întotdeauna în fața mamei te făstăcești, n-ai cum să zic, mamă, pe, cum să zic, pe fă-mi și mie, nu pot mamă, zic, acum aici să-ți fac în bucătărie la cafea. Da, zic, fac așa niște gesturi, niște semne, zic, și lumea și s-a uitat așa, zic, dragul mami, pune muzică, dacă nu pui muzică, eu mă plictisesc și plec. A fost genială. Și am mai spus eu, repet, când a fost la recitalul meu de pantomimă, am făcut așa foarte multe țări și l-am adus în România și a sărăcuță era în primul rând cu încă o colegă pensionară și după 10 minute de pantomimă puternică am avut un moment pe mut și din sală s-a auzit dragă, nu vine nimeni să-l ajute pe băiatul ăsta? Era mama, ea nu mai vedea vedetă deloc. Îi datorez enorm de mult pentru faptul că a avut încredere. A avut încredere extraordinară. Eu am dat de 3 ori la institut, adică am căzut de 2 ori. Și știu că plângea, nu, niciodată nu mi-a reproșat, plângea pentru că știa că am fost nedreptățit. Și tata, pe de altă parte, care îi datorez pașaportul meu către libertate, a trecut, bine, era mai mare cu 53 de ani decât copilul, și a zis așa, ce, am auzit că ai căzut la institut, nu? Da. Ia de aici, du-te și bea o bere. N-am să uit niciodată berea aia care m-a eliberat, niciun reproș. Eu așa aș face cu poporul român. Niciun reproș, prea pătimit. Doamne, putea să zică, cum ești incapabil, cum ești... El m-a înțeles. Da. El și-a înțeles copilul.
Mama... Niciodată niciun reproș din partea părinților, maestre? Nu. Mama am reproșat că muncesc prea mult. Mama, și că o vedeți mai rar, Nu, niciodată din punctul ăsta de vedere o vedeam cum trebuie, dar ea de fiecare dată când intram pe ușă avea sentimentul care are orice mamă, să vadă dacă mai sunt întreg, că știa cât de mult muncesc. Da. Eu am spus odată o chestie nemaipomenită, autoritatea mamei, mama avea un umor extraordinar, mă ducea la ea în garsonieră, am și scris în cartea mea care acum am scos-o, Omul liber. Iată, mulțumesc tare mult. Da. Trebuie să mă laud și eu un pic, că sunt prima, nu? Da. O oferiți, mulțumesc din suflet, Omul liber. Da. Și acolo am vorbit despre libertatea mamei. În curând se va găsi, bănuiesc, în 3-4 zile prin librării, pe site-uri, pe astea. Și am vorbit acolo de un element. Apropo, turneile mele în străinătate, i-am zis, mamă, am fost... la New York, am fost la Montreal, am avut un succes teribil și am mai zis, dă-le încolo, dă-le naibii de succesul, că bine că te-ai întors acasă sănătos, că am aprins 1000 de lumânări la toți sfinții să fie grija. Și acum despicăm puțin lucrurile, pentru că România, prin situația tragică prin care a trecut, ea nu poate fi reparată decât cu dragoste maternă. Ce frumos! Da. Hristos a avut dragoste maternă față de noi, adică s-a jertfit total, nu parțial. Da, mi-aduc aminte, era mică e garsonieră, toca acolo o varză, îmi plăcea să mănânc, îmi făcea mama mâncare și discutam și mai spunea de necazuri și m-a dat sună telefonul ăla de plastic nenorocit care era cu cifrele alea, ha? Și ea săraca se șterge pe mâini și zice, alo, da, și o voce, alo, vreau cu Dan Puric, imediat, de urgență. Și, mama săraca... Erau două civilizații. Culmea, n-a făcut nicio concesie la agresivitatea în telefon și a zis, da, domnișoară, eu sunt mama lui, dar iertați-mă, dumneavoastră nu știți să vă prezentați. Fiată, e genială ce spunea mă. Și zice, sunt consilierea domnului președinte să vină să-și ia aia de cavaler, un ordin de cavaler culturii, meritul național, nu știu ce, cu tare. Și o mitralieră de reproșuri, că tu nu știu ce. Și mama să... Și eu atunci când am auzit că zic, mamă, zic, Cotrogin. Eu cu frica, înțeleg că ăștia de la Cotrogin ar fi cine știe ce. Am mai rămas așa și zic, Cotrogin, mamă. Și mama a întins-o aripă de înger și m-a oprit. Și aia zice că să vină să ia cu tare, că diploma zice de cavaler, nu știu ce, în ori de cavaler. Și a zis atâta. Îi dă bani, la care, cum să zic, a fost o liniște totală, după care iară aia a percutat și zice, cum să-i dai bani, cum să zic că mersi, că nu știu ce. Atunci spuneți din partea mea să-și o pună pe piept. Pac! A trântit telefonul. Faza a doua, ce a urmat? Mamă, cum e posibil tu să spui așa ceva? Ce or să zică oamenii aia, că sunt un mercantil, eu care mă duc pe o diurnă de 8 dolari și aia mi-o dă că mă întorc acasă. Tot ce ați văzut aici, plecat în sănătate, sunt pe diurne. Zic că știu că statul este slab, că poporul român nu are bani. Și am început să o moralizez. Cum e posibil ca tu să zici așa ceva, să ceri bani, să zică că sunt materie? Stătea așa, pe patul ei care avea arcurile rupte, se uita la mine. Și după 20 de minute mi-a zis ceea ce numai o mamă putea să zică unui copil sau o femeie absolută. A zis, dragul mami, nu vrei un cornuleț? Și-a dat seama că mie lipsește un cornuleț. Asta era de chestia. Toată chestia din ecuație, copilul ei lipsea un cornuleț. Mă rog, am plecat trântindu-și asupărată pe aia. Și acum, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Duh lucrează în timp, a venit momentul premierii. M-am dus, ministrul culturii de atunci m-a chemat pe mine și pe Frunză. Zic că mai trebuia o rădașcă și făceam un insectar. Puric, Frunză, mai știu ce. Și ne-a spus că vi se acordă această distinție înaltă prezidențială și aveți dreptul la loc de veci la Belu. Și... Serios? V-a spus asta păi atunci da, pentru chiar că asta la ceremonie? Asta face parte din decorație. Și dintr-o dată, nu știu ce, m-am văzut cu vată în nas, întins și onoruri militare. După care a zis să bem o șampanie și eu când am băut șampanie, eram deja defunct. Și a venit spiritul mama și a zis, numai atât, am întrebat ce disperat, numai atât. Păi, da, și ce vrei mai mult?
Păi zic, nu ne dă. Și am făcut cu degetul așa și când s-a uitat la mine, am făcut degetele mai mici. Păi ajunge, nu va ajunge? Și am plecat cu distinția pe stradă și mă uitam, oamenii pe stradă erau liberi. Eu eram deja mort, aveam locuri la Belu și cu diploma mea zic, doamne, ce bine ar fi să dau diploma altuia ca să fiu din nou liber. Deci, mama săraca, ea nu era materialistă. Ea știa să prețuiască valoarea. Da. Și știa că nu cu un mormânt răsplătești așa ceva. Neamul ei de țărară zeci de boieri, zbierea, vorbea în ea și spunea, trebuie să faceți ceva, să fiți autentici, cum sunt ăștia, improvizațiile astea care ne conduc acum. Ei nu sunt autentici, mama nu îi recunoștea. Uitați-o pe mama, da. Am zis că trebuie să fie aici. Da, majestatea sa, Margareta, când a văzut cartea, a zis, oh, she was a princess, a fost o prințesă. Avea o privire extraordinară, care nu cruța minciuna. Aceiași ochi albaștri, maestre, de da, la mama? Da, nu, trebuie să vă spun că i-am găsit toată un masur și a zis, dragul mami, sunt bolnavă, ea se îngreșează în ultima vreme și, domnule, e femeie absolută. Și am găsit un stracul care respira greu că masa, avea și azi, și a zis, domnule, n-am nicio pretenție, eu nu am nicio pretenție decât să mi se dea de mâncare. Și am dus la mama și, mamă, dragul mami, mamă, m-am masat atât de bine și la picioare și la asta. Dragă, după ce a plecat, m-am uitat și în oglindă. Eu am ochii albaștri, îi aveam verzi. Numai o femeie putea să spună că masându-i s-au schimbat ochii. Dragul mami, domnule, după o săptămână vine masiorul din nou. Așa. Și ăla face eroarea. Și, dragă, a venit ăsta, deja tonul lui mama era schimbat total. Mama era pofticioasă, îi plăcea să mănânce. Și am gătit niște pui, mi l-am mâncat pe tot. Să nu-l mai prind în casă, mi-a făcut și o trombă frebită la picioare, m-am masat în ultimul hal, mă simt rău, să nu-l mai pun piciorul pe aici, pe nenorocitos. Deci avea toate sublimele defecte ale unei femei. A zis sublime, pentru că în sensul ăsta un farmec extraordinar avea. Și mai ales risipea zgura ideologică. Mama când te naște își riscă viață. Și atunci ea a mai zis și odată de un preot român care a ieșit în fața altarului în vremea comunismului când toate pușcările erau pline de oameni vinovați, de martiri acestui neam pe care amărâții ăștia nici măcar nu-i trec sau i-au reincriminat. Suntem singurul popor din lume care ne-am bătut joc de martiri. Bun. Știți, a spus când pușcările gemeau de oameni nevinovați, a spus, măi, fraților, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Ce ideologie? Poporul român are nevoie de mamă. El ca să se refacă sufletește din nenorocirea asta prin care a trecut o omenire, nu numai el. Merg pe stradă și mă întâlnesc cu tristețea poporului român, cu durerea lui. Ce credeți că v-ar fi spus mama dacă ar fi trecut prin pandemia asta? Cred că mi-a zis, dragul mami, ferește-te mai mult de proști decât de virus. Pentru că ăștia sunt ticăloși. Era medic, știa, da. Avea dreaptă măsură și știa să identifice gradul de cabotinism, de impostură, să-l dea la o parte. Femeile au lucrul ăsta, femeile care iubesc. Au, văd, domne, au remene. Fac remanență. Nucleară. Văd, bărbații se păcălesc. Bărbații se șiau. Mama are instinct. De asta era și bancul ăla. De ce o femeile n-au succesul bărbaților? Pentru că n-au neveste deștepte în spate. Adică statul major aici. Ar fi despicat foarte tranșant lucrurile, pentru că avea o intuiție. Era trecută. Neam din neam trecute și își dau seama unde e rău, unde este pericolul. Și foarte echilibrat, foarte echilibrat. Mama mamei, profesoare de limba română și de limba franceză. Da, teribilă, teribilă era, teribilă. Mămăica, am mai avut o chestie nemaipomenită când am scris cartea asta cu mama. Eu am fost invitat să țin o conferință la Baia Mare, dar o seară înainte am avut recitalul Visul. Și eu nu mănânc când am spectacol, pentru că este combustia teribilă. Și am fugit în gară. Și în gară mi-am luat și eu o bere și plăcinte din aia foietaj.
și am intrat în vagonul de dormit. Cu un fes amărât, cu vai de cap, mâncam și toate alea au căzut pe mine. Erau cu foietaj, mâncam. E, atunci s-a nimerit, a trecut o doamnă exact prin fața ușii deschise, zis, domn Puric, dacă aș ști cât vă admir, domnul. Am început să mă scot, zic, doamnă, stați, vreau să zic că eu are mult mai bine în realitate. Și eu ce să zic, doamne, vă mulțumesc, vai, domnul Puric, deschiți așa frumos. Dacă și m-a copleșit și nu știam cum să scap de frimituri și de bere și de fes. Și am dat cartea cu mama. Domne, a doua zi la 6 dimineața m-am întâlnit pe culoare că trebuia să coborâm, avea ochii roșii, a citit toată cartea într-o noapte, dar și aici tot o expresie a unei, cum să zic, curiozități feminine. Eu am povestit într-un capitol acolo că la un moment dat mama făcea curat prin dulap și a căzut buletinul jos. Și mămăica s-a repezit așa ca ogvilă, mama și-a luat buletinul și a zis, uite, dragă, te-am făcut în 26. Și mama a zis, ăsta e niște tâmpiți, dragă, 36. A schimbat cu pixul, domne. Serios? Da, domne, este, mi se pare genial. Așa trebuie făcut acum în Constituția României și în ordinea globală. Cu pixul schimbi. Îți spun eu ce vârstă am. Îți spun eu cine sunt popor român. Am moștenirea asta. Bă, nu spui tu mie cine sunt. Îți spun eu. 36, dragă, se poate. I-aș apăra vocația cocheteriei feminine cu așa ceva a murit. Și curajul mamei moștenit de la mămăica. Da, nu? Da, erau... Ce ați simțit dumneavoastră în momentul ăla când erați în tramvai și de fiecare dată aproape, nu, mămăica sub nicio formă nu voia să composteze bilet. Niciodată. Povestea, da, da. Niciodată, da. Bilet, da, de tramvai la comuniști. Nu! La comuniști. Așa? Niciodată să nu dai... Nu știam cine sunt comuniștii, că avem 6 ani. Dar era mămăica, era autoritate, o zi, de două, de trei... M-a învățat să fac blatul. Ea profesoară și creștină. Cum să te învețe? Aici e paradoxul femei. Și într-o zi ne-au prins niște controlori. Dom'le, autoritatea care a avut-o mămăica, am avut sentimentul că ea i-a prins pe ei. Și pe tocuri așa a zis, vă rog după mine la miliție. Țoc, 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 țoc. Serios? Da, la miliție. Am fost acolo, mergeam după ea și acolo începe, de fapt, ceea ce spun eu acum este o lecție pentru, o lecție, să mă ierte bunul Dumnezeu, este o cale de a înfrunta ca cealmaua asta care ne înconjoară de peste tot și așa zis autoritate. Printr-o verticalitate și o demnitate și un curaj extraordinar. Ăla poliție? Ăla un milițian gras, mare, de tot cu chimic în gură, că n-avea o laptop atunci, așa? În spate fotografii, chivul stoică. Eu ce era, m-am îngrozit ce era acolo. Și ăia în opărau. Stăteau controliști, așa. Și era, milițianul se uita la noi așa cu o față zootehnică de porc care nu știe că este Crăciunul. Cum stătea mămăica? N-am spus niciodată. Picior peste picior și mâna așa. Și ăla a zis, tovarășa, buletinul dumneavoastră. Dom'le, și atunci ca o acvilă, zuc, l-a săgetat. Și a zis așa, eu nu sunt tovarăș, eu sunt doamnă. Din clipa aceea, nimeni niciodată n-a trebuit să-mi explice mie care este diferența între o doamnă și o tovarășă. Deci, dintr-o dată, ăla a rămas așa, zootehnic, după care a început să scrie procesul verbal, în care am fost găsiți fără bilet. Ce am constatat? Mămăica era așa. Și mi-am dat seama că avea atitudinea cum că ăla dădea extemporal. Ăla dădea extemporal din toate punctele de vedere, că era analfabet, cum sunt și ăștia în Parlamentul României. Ăștia sunt analfabeti din punct de vedere al sufletului românesc. Ăla era analfabet, era mai puțin periculos ăla decât sunt ăștia. Ăla scria, mai scuipa, că nu scuipa ca ăștia în laptop, scuipa în aia, așa, bun. Și la un moment dat i-a zis așa, te rog să-mi dai procesul verbal. Și ăla s-a sculat greu, cu hemoroism pe el, ca și ăștia când votează o lege, este greu de la laptop, să zice, uite, la femei goale în Parlament. Bun. Și a venit încet, încet și a dat procesul verbal. Și atunci am văzut-o pe bunica, l-a luat și cu o viteză, tot așa am zis, de vulturi, domne. Și a deschis geanta și a pus ochelarii, creionul roșu și a zis, cum scrie, mă, dobitocule, s-a găsit, S, linuță, A, 2. I-a dat 2. Și atunci, genetic, tot 2 le dau la ăștia. Bunica le-a dat 2 și zic așa, corect era ca noi să plătim biletul. Da. Cinstit era ca ei să nu fie la putere. Iar bunica știa că aia sunt, ca și ăștia de astăzi, nereprezentativi. Nereprezentativ pentru sufletul poporului. Ea avea grijă. Și care a fost grijă? Să cred în Dumnezeu? Nu m-a dădăcit niciodată. Uite, eu-s bunică, mama-i mamă. Ele erau. Erau adevărat. Dacă mama ar fi trăit, cum zic, coșmarul ăsta cu legea asta nenorocită, cu educația sexuală, Dumnezeule, cred că
cu o sabie ar fi tăiat totul, sau mămăica, spulberau, pentru că ele erau apărătoare, erau femei paznice, ele păzeau căminul. Florentina. O mamă își apără puiul, căminul. Da. Ea nu se joacă ca inconștienții ăștia cu structurile materne, că nu nasc ei. Ea naște. Ea este în proximitatea morții. Și atunci nu face concesii la toate patologiile care vor. E copilul ei. Eu nu mai eram nici cel care l-a văzut adineaori acolo, lăudat prin Occident sau prin lumea întreagă, pe unde am mai fost și eu pe acolo, vai de cap, am avut tot timpul o condiție de aurolac, dar după ce au văzut spectacolul, omul occidental s-a înduioșat și și-au dat seama. S-au văzut în China, când a fost cu Doina Revința. Ați mai merge în China, maestre, acum? Ați fost vreodată la Wuhan? Nu, n-am fost la Wuhan. M-aș duce, dar de ce să nu mă duc? Cum să spun, nu e... N-am frici epidemiologice, nici în conștiință, Doamne ferește. E cu totul și cu totul altceva. Nu este o piedică. Atunci când ai de mărturisit un adevăr și să faci bine, Dumnezeu te apără. M-aș duce să le spun, să-i susțin sufletește, ce ei nu sunt oameni. Ce mărturisire am avut eu în China sau în Coreea de Sud sau chiar în Coreea de Nord, când am fost pe vremea lui Kim Il-sen. Te izbea Dumnezeu din oameni. Deasupra era ideologia politică, cum este acum globalizarea, și pe deasupra erau suflete, ca și acum. Nu se pot pune cu marea, cu oceanul de suflete care a lăsat Dumnezeu. Vor putea mutila, ori se distrugă, ca și în vremea comunismului, e altă treabă. Dar oceanul de suflete, nu. Este... N-am suit niciodată. Știți, o ideologie este o ideologie. Am fost în Seul și am avut o domnișoară tânără, mi-aduc aminte și mai, Min o chema, coreancă, drăguță, foarte sensibilă, și m-a dus la Muzeul Satului. Cum e la noi, Muzeul Satului. Și au colibe frumoase, coreene, așa, un lac cu pești colorați, și îi povesteam și la un moment dat se auzea o voce. Așa. Zic, ce se vocea asta? Este să citesc preceptele lui Confucius. Și eu am vorbit de Confucius, zic, domne, zic, ce minte extraordinară a fost Confucius, ce organizator nemaipomenit. Și a tăcea. Tăcea și feminin și asiatic. Și am vorbit de Confucius, am vorbit de asta, de... Și până a zis, Min, hai să mergem, uite, eu mă duc aici la cămină de studenți unde sunt, iau taxiul și îl plătesc eu. Și Min, zic, îți mulțumesc din suflet, dar nu mai... Dar nu, îl plătesc eu, te duci acasă, uite, plătesc eu. Și m-am oprit și pe urmă i-a plecat Min cu taxiul și la 30 de metri taxiul s-a oprit, ușa s-a deschis și Min, săraca, a ieșit total busculată din mașină. Și am alergat, zic, Min, ce s-a întâmplat? Și mi-a zis, Confucius ăla al tău. Era un dispreț suveran față de femeie. Confucius, printre alte, era mentalitatea, asta nu înseamnă că Confucius a fost un prost, dar era mentalitatea primitivă de a, cum să zic, de a ține femeia așa. Față de Hristos, că tocmai a fost înălțarea și spuneam înainte ce pariu imens a făcut Hristos pe femeie. Raportul acesta, mie mama mi l-a transmis, nu l-a vorbit niciodată, nu m-a catehizat nimeni. Era un raport de încredere. Există o evanghelie și nu facem acum catehizări, dar eu am fost atât de impresionat de întâlnirea lui Hristos cu femeia în evanghelie. Samarineană, femeia samarineană. S-a uitat, în primul rând, că ce să discute cu o femeie, când femeia atunci era subterană, nici nu exista. Nu i-a reproșat nimic, nu a condamnat-o și a văzut cele trei răni din inimă. Că este discreditată de bărbat, că e discreditată de iudei și că este discreditată de comunitate, pentru că ea avusese 5 soți. Și ceea ce este extraordinar, că nu i-a zis de ce ai avut 5 soți. Absolut nimic, n-a condamnat-o. Ea a înțeles setea de iubire absolută care o avea și că nu se regăsea în credință. Nu se regăsea în credința de acolo și a zis, aici, acum, tu să te rogi tatălui meu. Acel moment, aici și acum, este un moment care merge de-a lungul istoriei. Vorbeam cu un fost deținut politic, sună urât, un martir, care fusese și pe front. Zicea, domnul Dan,
80% aproape pe front, când îi mitralia, când eram cu ei, acolo, mureau lângă mine, spuneau cuvântul mamă. De ce? De ce? Oare vor putea distruge prin noua ideologie ideea de mamă? Ăștia care s-au adunat acum inconștienți și nereprezentativi să distrugă familia, conceptul de mamă, conceptul, ideea, dragostea de mamă, de familie. Au și copii. Vor avea nepoți. De ce îi aruncă în hăul ăsta bestial și inuman? Orice apostazie de genul ăsta va fi pedepsită. De asta e momentul astăzi să mărturisim și să luptăm. Și am mărturisit și eu, știți, cartea aceasta este dedicată prietenului vieții mele, Gheorghe Ceaușu. Profesor de filozofie, 60 de ani a predat la Institutul de Teatru. Nu mai este și mergeam cu el pe stradă și mi-a zis, zic, băi, Ghiță, Ghiță, zic, se naște un alt român. Și el mi-a zis, nu, bă, Dane, mă, se fabrică. Noi acum, nu știu dacă ai văzut cu câtă venalitate, cu câtă răutate, cu cât ceva lipsă de Dumnezeu s-au repezit asupra bătrânului Pimen care a murit. A fost sfânt Pimen. Care este instanța morală să-l judece pe bătrân? Ei l-au făcut turnător la securitate, pe Pimen. Păi pe mine la 17 ani au vrut să mă facă turnător. Și n-au reușit. Și Pimen, bătrânul Pimen care a trecut prin teroarea aia și care numai Dumnezeu știe cum a ținut ceea ce a ținut, să fie judecat de cine? Cine sunt oamenii ăștia care îl judecă pe bătrânul cetății? Atâta. Deci aceasta ce mi-a zis mie Ghiță Ceaușu, cartea este a unei mărturisiri pe mai multe etape, este că el cu mintea lui de țărean a zis, nu, bă, Dane, se fabrică. Da. Poporul român nu poate să nască așa ceva. Maestre, aici în carte, pur și simplu, cred că la orice pagină aș deschide-o întâmplător, aș găsi ceva din care aș vrea să aflu mai multe, să ne detaliați. Da, e adevărată povestea asta acum că acel câștigător Loto Prono al excursiei de 10 zile în țările socialiste este domnul doctor Puric Ioan? Cum ai nimerit? Exact. Da, 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 da. Era la Nehoiu. Așa. Lui tata îi plăcea din când în când să joace la Loto Prono. Și avea el de amblau asta. Ați jucat vreodată? Mai, nu, mai l-a luat în plic și am câștigat cât am dat, 3 lei. Niciodată la casino? Nu, niciodată la ruletă? Nu, 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 că norocul nu... norocul, adică știți că creștinii nu au noroc? E o pronie cerească. Dar fiind puști și mă uitam la bietul român care deschidea încet lozul ăla. Că era frică de nenorocire. Așa trebuie să treacă prin pandemie ca prin loz. Încet, bă, că nu știu ce se ascunde în sate la escroții ăștia. Creștea adrenalina, creștea maestră. Adrenalina. Bun, și tatea la Loto Prono numere. Avea el de amblau asta. Așa. Doamne, și la un moment dat, în plin comunism, a câștigat o excursie Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, Polonia, URSS. Wow! Tata mai mare cu 26 de ani, de când mama a zis, dragă Lori, nu știu ce, du-te tu, eu am văzut, tu ești tânără, eu mă duc, doamne, ce dragoste avea. Du-te tu să vezi, Lori, nu se poate, nu se poate, lasă-mă în pace, măi, Lori, te rog, du-te tu. Eu eram, asistam la aceste discuții. Da. Discuțiile astea erau pe deasupra mea cu un tată, zicea, Lori, te rog, du-te, cadou meu. Și Lori, mama s-a aranjat, s-a fardat, s-a aranjat. M-am dus la aeroport, am văzut și eu pentru prima oară un avion. Câți ani aveați atunci când mama a plecat în excursia aceea? Dumnezeule, deci 68, deci aveam 9 ani. Și ați plâns când a plecat mama, nu, că vă despărțați așa? Și știam că se duce așa? Într-o țară străină și că mă duce cadouri, că mama zice, stai cu minte că ți-a cadouri. Bun. Tocmai după 3 zile, sau nu după 3 zile, nu după o săptămână, în garsoniera al bunica la televizorul ăla mic, fierbea țara, pentru că era bietul Ceaușescu cu discursul împotriva invaziei Ceoslovaciei. Și zicea, să facem tot, nu știu ce, cu tare, cu tare. Bunica stătea acolo, unchiul meu tânăr, zicea, domne, mă duc și mă înrolez în armată. Trebuie să scăpăm de comuniști, unchiul meu tânăr. Tata în vârstă cu ochiul, nemai, a trecut prin fața ecranului și a zis, iar în spate pe chinezi. Și așa și fost. Asta nu exclude gestul lui de patriotism, doamne ferește. Iar în spate pe chinezi. Domne, și a început, domne, cine m-a pus, domne? Domne, cine m-a pus, domne, să-i dau biletul, domne, lui Lori, domne, uite, nenorociți ăștia comuniști, dacă este arestată. Și a început, avea vreo 3 zile numai monologe, dacă e arestată, că știa ce fac. Da. Tata a stat cu o travă în buzunar până când am avut 6-7 ani, de frică să nu-l aresteze. El n-a făcut politică, dar ei știau de ce sunt capabili.
Și mi-a zis, ai grijă că ai lui te vor, ai ăstora te vor conduce. Cum ați aflat că tata stătea cu o travă în buzunar? Mi-a zis mama după ce a murit. Și, și mi-a schimbat din purec puric. Da. Să zică că asta sunt altul stracu. Bun, da. Vedem aici. Doamne, și zicea, cum am dat, nu puteam să mă stăpână, ce prostia vieții mele, lor, acum este închis, au venit aia cu tancurile. Doamne, și după vreo 4 zile apare mama în cadrul ușii, că nu erau telefon, n-avea unde să sune tata la ambasadă atunci. Ce? Nu era. Apare cu niște sacoșe, vai, tata să nebunea, s-a avut alu la față, lor, dragă, m-am întors. Domnule, era invazia și a prins-o în Ceoslovacie pe mama. Aia când au dat cu tancurile, au prins-o mama. Lori, ce s-a întâmplat? Și ce nebunie? Stai, dragă, liniștit, mama. E, asta e culmea, dragă. Nu, invazia, au venit cu tancurile. Lasă, să vezi ce m-a invadat pe mine, dragă. Toți generalii au crezut că-s rusoaică blondă. Să-i vezi cum se înfoiau, dragă, cu decorațiile pe mine, parcă erau niște curcani, eu nu înțelegeam nimic de ce-mi spune, numai decorații în jurul meu, dragă, mi-a făcut o curte extraordinară, aici să vezi invazia. Și atunci s-a adus dracului toată invazia. Toată ideea, zic că mama era o femeie care spărgea ideologiile. Spărgea și mi-a rămas din invazia ce o să fac, această cochetărie sublimă, tata săracu a rămas. Mi-a dat acolo niște jucările ce putea să ia dintr-o, dar cadou cel mai mare a fost farme cu femei, forța ei. Sigur că era vorba de cochet. Lasă, dragă, invazie, nu știi, general, erau tot oameni și ăia. Absolut. Erau tot oameni, de-aia mi-a zis mie Bibanul, Dumnezeu să-l odihnească, că mă rog pentru ca pentru tata. Zicea, dragă puric, ce-i libidou? Ți-am zis-o? O mai zic prin conferință, este deja, zic, libidou, domn profesor, este atunci, stai că mi-am rupt asta. Libidou este atunci, domn profesor, când un sex, sexele de opuse se atrag una pe alta, ca așa zis Sigmund Freud. La, dragă purică, ai citit mult și ai înțeles puțin, vezi de treabă. Chiamă-i pe Golania în clasă, erau colegii mei, era recreație. Bă, ce-i libidou? Și tot atragea către sex opus. Nu, dragă! Libidoul este atunci când eu eram cu Amza Pelea și cu Mircea Albulescu la Moscova, în lift. Și era o rusoaică superbă, blondă, țățoasă, liftieră și niciunul nu vrea să iasă din lift. Ale libidou! Că nu vrei să ieși din lift! Eu am avut oameni excepționali. Bibanu cu mama vorbeau așa, de esența umană pe când care vor să o distrugă. S-au cunoscut? Nu. Mama era foarte discretă. Nu, mama l-a cunoscut doar pe meșterul Beligan. Și Beriganu o iubea și a, doamna Puri, vă iubesc, aveți un copil genial, nemaipomeniți. Am avut premieră Harvey și îi săruta mâna. El era de modă veche, ca tata, învăța să sărute mâna, nu dădea mâna, cum dau ăștia cu Cazmau acum prin Parlament sau pe Comunitatea Europeană, femeia asta hanovistă, strânge mâna lui Merkel. Nu, el săruta mâna, pentru că era un act de grație. Da. N-am cum să le mai explic la ăștia, da, că n-au organ aperceptiv. Domne, și mama a venit după premieră să-l felicite. Asta e scenă absolut demențială, de muiere absolut. Și când se intre la meșterul Beligan, a intrat una tânără, fardată, aranjată și a trântit și ușa în nasul mama. Și mama, mă rog, a plecat. După două săptămâni, meșterul îmi zice, mă, dar mămica ta, doamna doctor, n-a venit, o așteptăm la cabină. Nu știu, uite, o să vină la spectacol. Și a venit la spectacol și s-a dus până la meșterul Beligan. Doamnă doctor, vă sărut. Dar v-am așteptat la premieră, de ce nu ați venit? Domnul Beligan, uitați care treaba. A venit una tânără înaintea mea, v-a pus fusta în cap, n-am mai văzut nimic din cauza ei și am plecat. Asta este. Și Beligan zice, da, a avut dreptate, maică, dar sigur, așa se întâmplă. V-a pus fusta în cap, adică genial. Genial, domnule. Da. Era fabuloasă, mama. Nu, aia a venit impertinentă, pac, nu ținu cont, e al meu. Într-o rapacitate din asta. Și nici nu s-a mai dus vreodată. No, nu, ai, mama a avut, până a venit la mine, la nu știu ce, cu tare s-a cu Beligan, dar a explicat meșterului despre ce e vorba. Când ți se pune fusta în cap și mai vezi nimic, nu mai ce să faci. Dar când, în momentul în care mama a aflat că îl aveți la clasă, ca și profesor, vai, da, ce s-a bucurat, pe maestru Dem, îl iubeam, mi-a zis că dragul mami, terminase deja institutul, eram pe la Botoșani. Era în garsonieră, făcea și l-a văzut pe maestru Dem Rădrescu la televizor și se spunea că ați avut mari studenți, ați avut actori, ați făcut atâta pentru... Da. Și eu zice, eu am avut și un copil, e copilul meu, Dan Puric. Și mama a plâns. De asta i-am dedicat Don Quixote. Da. Lui Dem Rădrescu. Lumea de astăzi nu mai are reflexe. Când am chemat o fată de 25 de ani cu
cu prietenul ei, zic, veniți la Don Quixote, zic, l-am dedicat lui Demre Dărescu. Cui? Cine este? Zic, senator PSD. Și acum trece la PNL, mai nou. Deci, ștergi. Știți cum e România de astăzi? De asta avea dreptate Ghiță, Ceaușul, Dumnezeu să-l odihnească când zicea că se fabrică al român. Înainte, în comunism, ăla de la țară îl suna pe Fraxu, care era activist de partid, și zicea, băi Ioane, Hristos a înviat. Și ăla își uita prin birou și nu putea să zic adevărat. Categoric, tovarăș. Pe când astăzi, o actriță tânără i-a zis la un coleg tânăr, și că Hristos a înviat. Și el a zis, știu și eu. Păi așa se explică ura împotriva bisericii. Și aici te gândești la toți ăștia care dau în biserică, care au dat, cum să spun, și în sfinți, în tradiție, cu compasiune, cu milă. N-au viitor. Maestre, introducerea acestei cărți a fost făcută de... Nici nu știu cum să-l numesc. Atât de iubit. Au fost atât de mulți oameni care și-au dorit. Se roagă un monah excepțional. Un om pe care ați avut ocazia să-l cunoașteți. Da. Pe părintele Iustin Pârvu. Da. Dumnealui v-a scris introducerea la această carte. Cum l-ați cunoscut? Cum s-a întâmplat? Pentru ce mergeați la dumnealui? Mulți oameni se duceau pentru că auzisem că ar fi văzător cu Duhul, că era un om care putea să vadă dincolo. Știi cum l-am văzut eu? În imaginația mea și în sufletul meu, ca pe DCN-ul, marele preot de Dac, încreștinat. El avea altarul Stelele. M-a chemat odată la o slujbă ținută sub cerul liber. Și am zis, părinte, odată cu dumneavoastră s-au rugat toți strămoșii noștri și le-am mai zis, bă, dănuți, numai tu puteai să spui asta. Eu am zis că este grupa sanguină neîntinată a poporului român. Mă iubea extraordinar de mult și l-am iubit extraordinar de mult. Și din cauza asta s-a creat o pismă îngrozitoare în jur, că el a murit despărțit de mine. Cum așa? Da, cei care ne ascultă știu. Dar nu. Cum așa? N-ați putut să vă duceți să-l vedeți? Nu, a murit despărțit în urma unei calomnii. Se poartă? Se poartă. Odioase. Dar nu vreau să discut despre chestia asta pentru că întinez memoria. Îți dau numai exemplu. Cine-i părintele Iustin Pârvu? Cu mâinile alea lui groase, muncite în mină. Există un filmuleț care l-are Sorin Dumitrescu și din clipa aia m-am îndrăgostit de el. A zis, când am intrat în pușcărie, în fața agratilor era o nuielușă. Și când am ieșit era un copac. Acolo e poporul român. De atunci de când discutam, el a prevăzut ce urgie va veni pe acest popor. Și la un moment dat, eu nu aveam curaj, zic, părinte, vin să mă spovedesc niciodată. Îi spuneam de ce mi se întâmplă, mai ales că eram printr-un pasaj sufletesc cumplit. Și am zis, poate am greșit și eu, zic, părinte, și tot îi spuneam și tot îi vorbeam și zic, nu știu ce să fac, zic, pentru că mi-am dat tot sufletul. Am fost sincer, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea și cu tare și cu tare. Și am crezut că îmi dă un canon. Așa. Și când colo, el era în genunchi, s-a băgat sub pat, ce faceți, părinte? Ia un borcan de miere. Ăla a fost canonul. N-am sunat niciodată. L-am visat după ce a murit. Stăteam cu capul în poala lui și plângeam. Și mă mângâia. Cât te urăsc anumiți oameni dănuți. Asta pentru cei care au făcut calomnia. Există, de-aia am și scris în cartea asta, mama, Dumnezeu să ierte, înainte să moară, zis, să nu te îndoiești, dragul mamei. Viața de dincolo există. A ieșit din comă pentru o jumătate de oră. Perfect a fost, am și scris în carte. Și a zis, eu am vorbit cu tăticul, cu mămica, mă chemau. Există. Gândiți-vă la acea categorie de oameni care această emisiune o ascultă și o cataloguează, misticism, eu nu știu ce e mistica, săracu. Reeducați. N-am nimic cu ei. Îi aștept. Când suferi, cel mai tare când suferi pe nedrept, cel mai important lucru este să înveți să aștepți ca să iasă adevărul singur. Nu-l forța tu. Dar ești obligat să spui, să-l atenționezi, ai grijă, nu e bine ce faci. Da. Asta știu că mi-a zis tata la un moment dat,
nu vis-a-vis, zicea de istorie, săracul. Lucrurile nu se vor mai întoarce, dar nici ceea ce este acum nu va rămâne. Și avea percepția României că e o țară ocupată. Care, iată ce se întâmplă. Maestre, mergeați la părintele ca să fiți mângâiat. Și chiar primeați, nu? Aveați parte de mângâiere. Dar acum, la cine mergeți? Mă duc la amintirea lui, pentru că e viu. Cei, voi toți care ați crezut în mine, nu veți muri. Mă duc la amintirea lui, mă duc la amintirea mamei, în vidul ăsta, pentru că întrebarea ta este foarte bună. Nu mai sunt oameni, mari duhovnici au murit. Și cu toate astea, o să vezi că din neamul ăsta se ridică. Și mai ales acum în vremuri de prigoană. Eu am zis că nu mai sunt la suprafață mari duhovnici, dar pe dedesubt se pregătesc să vină. E aluatul. E aluatul românesc creștin atât de bine vechi. Da. Vechi și marcat de martiraj. Ați căutat vreodată un părinte sihastru? Nu. Niciodată, nu? Ați mers pe urmele, să zicem, ale unui am avut o timiditate îngrozitoare și la părintele Iustin m-au dus cu forța. Așa? Și la părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu să-l odihnească, tot cu forța m-au dus. Nu, am avut o timiditate. Păi în ce constă acea timiditate? Dom'le, el e sfânt, eu sunt puric. Spun din toate punctele de vedere. Asta mă consider eu, dom'le, nu pot, erau ani de pușcărie. Ce să articule, să-l întreb? Nu puteam, încremeneam. Așa sunt eu. Da. Pe lângă, dincolo, că n-am făcut peste 40 de țări ale lumii, dar eu, de felul meu, nu sunt un om obraznic sau, nu, Doamne ferește, cei care se duc acum la duhovnicie că sunt obraznic. Nu, am poate prea mult, cum să zic așa, sunt timorat de prezența lor. Și m-am dus, m-au împins niște prieteni, trebuie să facem o societate civilă, Dane, trebuie să facem o societate civilă în sus, societate civilă în jos, societate civilă în sus, în jos. Și m-au împins și am intrat în chilii mei. Părintele, Arsenie Papacioc, așa, Macedonul ăla cu privire extra, s-a uitat la mine. Florentina avea cartea mea asta, Cine suntem, prima, care am dedicat-o părintele Atanasie, alt sfânt, de la Petru Vod, 17 ani de pușcărie. O avea, dom'le, cine o fie trimis? Erau vreo 3 femei pe acolo, în genunchi, și niște băbuțe. Și eu, primul lucru, i-am zis o stupiditate. Zic, părinte, hai să facem o societate civilă. Adică ăla vine de spovedanie, suflet de mare duhovnic, vine un cretin pe ușă și zice o idee din asta mai europeană, hai să facem societate. Cui? Și el s-a uitat la mine chiar ca la un puric și a zis, mă, tu să nu vorbești limbi străine cu mine. Și pe semne că era frase ce fac eu, că începusem să vorbesc și eu cum puteam. Tu să faci ce ai făcut până acum, să pui cărămidă creștină în sufletul poporul român și așteaptă că vine Dumnezeu cu mortarul. Ce expresie! Așteaptă că vine Dumnezeu cu mortarul. Păi mi-a dat o treabă de făcut. Lasă-te, bă, de chestii de genul ăsta. Pe deci nume au zis că sunt candidat la președinție. Au zis că sunt omul rușilor, Florentina, e genial asta. Deci veți continua, părintele v-a dat cuvânt de ascultare. Pe asta voi face. Clar. Ce să fac aici? Dom'le, am apărut pe revista Sputnik, la candidatură, că de-au nebunit ăștia să prind serviciile și toți flăcăiștea, că eu sunt propus la candidatură și zicea Dan Puric, discurs naționalist, Dan Puric, extraordinar. Dom'le, și a fost o greșeală de tipar genială, dom'le. Dan Putin a zis. Și mi-a zis un prieten, las-o așa, mă! Bă, las-o așa, că-s idioți, las-o să o creadă. Mi se pare absolut genială. Mă ajută Dumnezeu. Cum te cheamă? Dan Putin. La final, aș vrea să citesc din ceea ce v-a scris aici în introducere, părintele. Văd în această lucrare a lui Dan Puric o renaștere a duhului lor, o refacere a glasului acestui neam, o conștiință care strigă din ce în ce mai cu putere că acest neam nu a murit. Dumnezeu să-l odihnească și să învățăm să aprindem lumânări, Florentina, pentru ei. Da. Ca noi să reușim să mergem înainte. Fără de ei nu putem merge. Mulțumesc pentru toate cărțile, maestre. Mulțumesc și pentru cea mai recentă apariție. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dacă ar fi să dați un cuvânt pentru un prieten bun de al meu, de la el am primit prima carte scrisă de dumneavoastră, un prieten atât de bun, încât, iată, după ani și ani de zile de când este director de bancă, a făcut facultatea de teologie.
vă iubește foarte tare și, sincer, e așa o luptă în interiorul lui. Să rămână sau să-și asculte cu adevărat vocea inimii? Păi, acum să fac pe Sfântul din Pateric? Era un sfânt... O să mergem în pelerinaj la Dan Puric. Da. Mă bag în sinaxar. Bancă. Sigur, orice profesie și... Vă dați seama, director de bancă ce cred, cu... trebuie să ai și responsabilitate. Era un sfânt în pustie care făcea minuni. Așa. Și oamenii se duceau la el. Și l-au rugat să fie episcop și n-a vrut. Adică director de bancă. Și am să mă ierte episcopii care mă ascultă, că nu vreau să jignesc, Doamne ferește, mulți sunt oameni sfinți. Dar vreau să văd că mai în lume. Și după 25 de ani a acceptat. După 25 de ani? Și s-a dus și au primit și a fost cu alai mare și cu odăjdii și cu totul de aur. Și de a doua zi n-a mai făcut minuni. A doua zi, a treia zi, a patra zi. Și era întristat. Și într-o noapte a apărut un înger. Și a spus: până acum te-a ajutat Dumnezeu, de acum să te ajute oamenii. Sfatul meu este: depinde de cine vrea să fie ajutat. Și nu dau acum cu toporul să zic: Doamne, pentru că omul e la o decizie. Da. Dar eu întotdeauna... sigur că și eu cu tentații, cu ispite, ca exact, tot omul. Exact. Doamne, mi-a trântit Dumnezeu câte o ușă în față și eu nu înțelegeam de ce mă salva. Mult mai târziu am înțeles că mă salva. Da. Dacă simte, el trebuie să meargă pe ceea ce simte sufletul lui. Aia în intimitatea nemărturisită, nedeclarată. Acolo suntem noi. Acolo suntem. Și dacă ajungi acolo, apoi să nu-i fie frică de ce va face, indiferent ce va face. Minunat. Vă mulțumesc tare mult, maestre, da. Vă îmbrățișez de la distanță. Da, n-am încotro zilele astea. Da. Dar cine știe, în puțină vreme, poate o să ne mai apropiem, micșorăm distanța socială. Vă îmbrățișez. Din cauza distanței. Să știți că da. Și să ne revedem cu bine. Cu drag, mulțumesc din suflet pentru invitație. Doamne ajută. Salut. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici ca de obicei sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune.